Salutare, oameni buni! Salutare la o nouă provocare și provocarea sună în felul următor. Se apropie de această intersecție patru autoturisme și toate patru părăsesc intersecția, însă în direcții diferite. Care din ei sau care din acești conducători auto a procedat regulamentar? Lăsăm în comentarii deja cum este și tradiția noastră, doar un simbol al inimii de culoarea mașinii care a procedat corect, iar până la sfârșitul săptămânii, neapărat, aflăm și răspunsul. Totodată vă recomandăm și vă rugăm să distribuiți aceste materiale și cu siguranță vă vor ajuta, iar noi vom fi mai motivați să le facem și pe următoarele. Succes!